Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. În această seară am să vă fac padul pendular, da, cu pendulul. Pentru cei care nu știu și sunt noi abonați și nu v-ați uitat în lista mea de videoclipuri, acesta este o citire cu pendulul. Da? Pe un pad pendular mai neobișnuit, ca să spun așa. După cum observați și dumneavoastră, avem răspunsurile cu da și nu, zilele săptămânii, tot zodiacul, alfabetul, lunile anului și putem da răspunsuri mult mai concrete, mai sigure și interesante, da, și sper să vă regăsiți cât mai mulți și în această citire. Este o citire și pentru domni și pentru doamne. Cu siguranță întotdeauna o citire generală, deci nu puteți rezona toți cu această citire. Întotdeauna padul eu îl fac în două variante. Deci prima variantă va fi mâna lui Fatima. Da? Este un magnet acesta și e foarte mișto, îmi place de nu mai pot. Am și una mai simplă și foarte mică care o țin în poșetă. Și asta puteți să faceți și voi, nu trebuie să credeți neapărat, dar mă rog, există o oarecare energie în această mână a lui Fatima, da? Și numărul 2, îngerașul alb, da? Bineînțeles că vă puteți gândi nu numai la o singură situație, problemă sau dorință, vă puteți gândi la două, bineînțeles. În alt ordine de idei, padul este, nu padul, pardon, pendulul este curățat, l-am tăvălit prin sare, așa cum îmi place mie să spun. Și înainte să încep, bineînțeles că doresc să vă mulțumesc pentru susținere și prezență. Mulțumesc noilor abonați, mulțumesc că reveniți, celor care îmi sunteți alături de la început. Și dacă nu v-ați abonat încă și considerați că vă place ceea ce fac eu pe acest canal sau dacă rezonați cu citirile mele, vă invit să vă abonați, este gratuit, apăsând butonul de abonare și clopoțelul să vă ajungă videoclipurile în timp util, adică atunci când le încarc. Bineînțeles că puteți distribui, share-ui videoclipurile mele, m-ar ajuta și mai mult, bineînțeles, iar eu vă mulțumesc tuturor care vă gândiți la mine și îmi dați forță, da? Bun, știți foarte bine că la început trebuie să pun cele două întrebări, da, de control, așa se face. Și vom începe cu, bine, cu întrebările de control, dar prima variantă cu mâna lui Fatima. Pe ce să o pun eu să se vadă? Nu știu, uite, o pun aici. Dacă stă, da, nu stă, ups, nu stă, bineînțeles. Haideți să o pun pe tarot, stai, ia să vedem. Se vede mai bine, da, prima variantă, da? Ale aveam și pe acestea aici, dar n-am... Bun, deci prima variantă, mâna lui Fatima. Haideți să vedem. Ra, prima întrebare pentru toți abonații mei. Sau prima întrebare de control, de fapt. Haideți să vedem dacă suntem... sper că se vede bine. Aici avem da, da, uite, yes, yes. Și nu, și nu. Da, fiți atenți. Bun. Ra, suntem în 2025, da sau nu?
foarte repede, deci a zis nu, este clar, chiar nici nu suntem, da, în 2025. Mulțumesc. Mai departe. Deci aici avem da și da și aici nu și nu. Da. Haideți să vedem. Ra, suntem în 2024, în anul 2024, da sau nu? Da, cam timid, dar a luat-o spre da, totuși, până la urmă. Bun. Și acum vom începe. Deci, din nou, mă repet, poate ați deschis mai târziu prima variantă. Da, mâna lui Fatima. Palma, de fapt. Bun, Ra, pentru toți abonații mei, toți care privesc în acest moment, este o citire care va fi valabilă oricând veți privi acest videoclip. Întrebați, puneți o întrebare scurtă și cuprinzătoare, foarte clară și să vedem ce ne dă. Deci prima întrebare pentru toți cei care privesc. Ra, da sau nu se îndeplinește acest... Ups, ce ai? Mamă, ce grăbi sunteți! Deci, prima întrebare, da sau nu? Bineînțeles că este da. Bineînțeles, mă rog, a ieșit da. La unii un picuț mai greu, la alții cred că deja aveți un răspuns de 80% și aici simt că ați spus mai unii dintre voi la mișto. Pur și simplu vă simt că, adică știați oricum că se îndeplinește, dar ați vrut să vedeți dacă e sau nu adevărat citirea. Da, vă simt că ați spus așa și mai în glumă de control. Bun, una peste alta, pentru cei care au fost cu adevărat interesați, da, vi se îndeplinește. Și acum, orică sunteți voi, orică vă ajută cineva, am așa. Am ziua de luni în care puteți avea noroc. Zodia Rac, dacă aveți pe cineva cu care trebuie să vă îndepliniți această, sau să vă ajute, sau poate sunteți voi. Am Capricornul. De ziua de luni vă aduce noroc în ceea ce v-ați gândit, da? S-ar putea să trebuiască, da, voi știți că mă cunoașteți deja, știți cum citesc. Ori încercați în ziua într-o zi de luni să vă rezolvați această problemă, ori trebuie să mai țineți post, poate în ziua de luni. Uite, iarăși îmi cade foarte bine ziua de 4, 5 și 6, da? 4, 5 și 6 martie, bineînțeles, în martie suntem. Și inițialele de... L, N, M chiar. Și la unii dintre voi este o situație mai și mai veche, probabil de, nu știu, de anul trecut, din iunie, poate să fie, sau oricum, din vara anului trecut, este un pic mai, o perioadă mai veche, iar la unii dintre voi, cred că ori v-ați blocat singur dacă sunteți săgetător, ori pur și simplu v-a blocat cineva în săgetător și în, sau în gemeni, sau voi doi sunteți, sau... Dar aici văd situația asta care trebuie să se rezolve, mai este și din trecut, de anul trecut. Acum, eu am zis din vară, știți, dar...
Problema este că degeaba văd eu soare, că am avut o toamnă foarte călduroasă, nu? Sau destul de călduroasă și de plăcută, deci îmi iau marjă, da. Îmi iau marjă de 4 luni. Poate pot fi și 4 luni, 4-5 luni. Bun, deci da. Și dacă mai aveți de așteptat sau de făcut ceva, v-am spus, ziua de luni este bună. Și inițialele pe care vi le-am spus, da, puteți apela dacă vă regăsiți. Dar da, simt aici să vă spun că ați fost un pic, sau veți fi, sau sunteți încă un pic timizi sau temători. Da, un pic. Dar părerea mea este că n-ar trebui. Da? Pentru că încet, încet iese. Cu un pic de. Poate a fost întârzierea asta la cei care e situația de anul trecut. Dar dacă ar fi. Să zic așa, nu mai durează. Nu durează mai mult de 6 săptămâni. În mod normal ar trebui să rezolvați da, această problemă sau să vi se îndeplinească această dorință. Bun, trecem la numărul 2, îngerașul alb. Bun, haideți să vedem. Numărul 2. Întrebarea numărul 2. Situația, da? Vă gândiți scurt, clar și cuprinzător. Ra. Pentru toți cei care mă urmăresc. Ra. Da sau nu? Se îndeplinește da sau nu? Se rezolvă da sau nu? Da, deci la unii, da, se va îndeplini, chiar dacă n-a spus da direct, dar este pe destin. Deci știți cum e aici, e cam cu dus și întors. Dacă e nu, e nu, dacă este da, dar este soarte, este Dumnezeu. Deci indiferent, puteți voi să faceți tot felul de ritualuri sau de tot ce. Că oricum, nici nu iese, nici nu se îndeplinește pentru că faceți ritualuri, deci s-ar îndeplini pentru că este pe destin și dacă nu se îndeplinește, tot aia este, puteți face orice, că nu se îndeplinește, că e tot soartă, dar mai punem o dată să vedem de ce sau de ce da sau de ce nu. Haideți să vedem încă o dată era pentru toți care și-au pus, s-au gândit la o situație, da sau nu. De ce da sau de ce nu? Vedeți voi, dacă v-ați gândit la dragoste și v-ați întors, să zic, la fostul partener sau parteneră, sau o să o faceți, oricum nu veți rămâne împreună. Da? Sau dacă v-ați întors într-o situație, altă situație, o situație din trecut, nu o să țină. Deci este foarte clar că aici va ține ceva ce se merge înainte sau ceva nou sau ceva. Și îmi iese cineva, ori s-a întâmplat ceva în luna septembrie, ori sunteți născuți voi în luna septembrie. Cei care sunt născuți în sâmbătă aici,
Leu am aici. Parcă lei totuși și vărsătorul s-ar putea într-adevăr la voi să se îndeplinească. Să fie un da. Și am aici cineva care s-a născut și în iulie, practic, care a zice eu că da, se îndeplinește, dar nu pe trecut. Deci la orice v-ați gândit pe trecut, nu e bine, nu e bine să vă întoarceți, nu este în ordine. Dacă e ceva de prezent, viitor sau cunoștință nouă sau da. Dar trebuie să fiți foarte atenți, să aveți un pic de răbdare. Aveți grijă, aici cineva din luna ianuarie care este născut, deci poate fi orice zodie, da, dar din luna ianuarie să încerce să vă pună piedici. Cei care sunteți născuți pe 7, 16, 25, aveți grijă pe 25-26 martie, uite că vă spun și extra, e ceva extra în afara padului, de fapt. Da, deci, nu știu, sper că ați înțeles concret la întrebarea numărul 2. Dacă nu, mai puneți o dată, mai puneți încă o dată întrebarea, adică videoul. Să înțelegeți că la unii da, tot ce este nou, dar tot ce este din trecut nu. Da? Și pe urmă am enumerat câteva lucruri care vă pot fi de asemenea de folos și dacă ar fi să spunem să vă mai rugați sau să faceți un ritual, cam vinerea este ziua voastră norocoasă la a doua citire, da? La a doua variantă, vinerea. Dar v-am spus că oricum, ori nu iese, ori iese, da? Dar eu cred că unii dintre voi cred că vinerea trebuie să țineți post sau să mai faceți rugăciuni sau, de asemenea, cei care sunteți născuți vinerea, să aveți un pic și voi grijă la cei, cum am spus, la cei cu 25-26, un pic de și aici de timiditate sau, de fapt, nu timiditate, nu e o hotărâre. Eu cred că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți hotărâți sau n-ați fost sau nu știți ce să faceți sau pur și simplu mergeți în bătaia vântului. Așa s-a simțit, așa am văzut și așa am spus. Bun, ne auzim mai târziu cu următoarea etalare. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o sâmbătă frumoasă, minunată. La revedere!